Complexul de creștere a muflonilor din zona ocolului Silvic Băneasa, împrejmuit pe o suprafață de aproape 300 de hectare, oferă toate condițiile pentru dezvoltarea acestor oi sălbatice. Pe vremuri, organele de partid și Nicolae Ceaușescu veneau în acest loc la vânătoare de mufloni. În 1989 erau circa 300 de exemplare în liber în Dobrogea de Sud, pădurile Mihai Eminescu-Negureni. După Revoluție, imediat au fost distruși de braconaj și de alți dăunători. La ora actuală am reușit să recreăm acest nucleu și să-l înmulțim. Cel care cunoaște cel mai bine animalele sălbatice din complex este pădurarul Constantin Grigore, aflat aici de la început. El este cel care hrănește sălbăticiunile din țarc, muflonii, căprioarele și cerbii lopătari. La 3-4 zile le alimentez. Nu lăsăm să termine. Și grăunțe punem în fiecare zi, până cum să împuținează, aducem altul, să aibă tot timpul. Iarna fiind grea, trebuie să le ajutăm să iasă de iarnă. În punctele de hrană, animalele găsesc porumb, lucernă, furaj și borceag. E zăpadă și nu pot mânca de altundeva în pădure, iar muflonii sunt animale sperioase. De obicei trăiesc mai multe exemplare împreună. Masculii bătrâni formează niște cârduri separate, mai puțin numeroase. Dar, în general, sunt cârduri mari, de 30-40 de exemplare. Masculii se remarcă prin coarnele pitorești atractive pentru vânători. Li se spune trofee. Planul de vânătoare este însă strict și scump. În regulă, vin tot vânătorii care au bani, care au posibilități financiare, pentru că pentru pușcarea unui muflon, prețul pornește de la 600 de echivalentul în lei, 600 de euro, și se oprește undeva la peste 2000 de euro. Cam cât sunt? În jur de 15 bucăți, 15-16 bucăți. În nucleul ăla care a plecat. Muflonii simt oamenii de la distanță și se îndepărtează rapid. Pot fi observați doar la amurg sau dimineața de vreme când coboară la punctele de hrană.